5 dimineața, mâncam la șcurul vostru în București. Eu sunt cu mașina desfăcută jumate, portbagaj deschis, portiere deschise, să fac loc la boschetarii ăștia. Și boschetarii ăștia nici măcar n-au venit. Eu zrăcit mort, am făcut live până la 2, am dormit o oră jumate și m-am trezit. Uitați-vă pe ăsta, unde bași pe aia mâncați? Te-ai spus că e cât ăla? 2 hours later. Wasabi. Ăsta e locul unde pescuim astăzi, băieții. Asta e prostul domanul care mi-a făcut 1000 de nervi, strag la p***a, ăla e prostul dăluță, e f***ură pe amândoi. Bă, fratele, cu una cu cine v-am găsit la prima partidă de pescuit pe care o și filmez anul ăsta, 24 de ore alături de frații mei, prietenii mei. Și acum ar ce ghidușul cu țarul și cu Manu, top 3 proști pe care îi cunosc în momentul de față. Mai e și bebe pe acolo. Bine v-am găsit la un nou episod, rupeți butonul de like, subscribe. Ne pregătim să ne instalăm, urmează 24 de ore de alea blăniță. Sperăm să nu dormim prea mult. Suntem și cu cortul și ceva nou. Bă, o să vă fac un timelapse de ăsta nebunie, cum punem noi totul. Că nu sunt profesionist ca să vă explic eu ce nadă folosesc. Bine, o să vă arăt chestiile astea, dar gen, vedeți echipament, că nu sunt cu profi, cu de-astea, cu nebunii. O să vedeți că o să vă placă clipul ăsta. Să rupeți butonul de like, subscribe, follow pe Instagram Conac Oficial. Și dacă vreți mărci, conacu.shop, găsiți linkul în descriere acolo. Cumpărați-vă ultimele modele de haine de la Copacu Conacu. Ce faci acolo? Am... Dar ce hanorac ai pe tine? Aoleu! Dar unde e hanoracul ăsta? Conacu.shop. Și tu? Ma! Ia zi-mă ce faci aici. Nu contează. Ăsta e cortul, ăsta e patul meu. Astea sunt undițile. Acolo am plantat vapărașul. Și aici o să înnoptăm. Aici scoduța mea și proștii a doi. Cam asta e. Eu îi dau așa un pic pe repede înainte acum, dar mie că am doar două baterii, una nu e încărcată full, una e full și vreau să prind 24 de ore să le filmez până cap coad. Nu știu ce să fac, așa că de-aia mă grăbesc puțin acum. Hai să facem un scurt update. Este ceasul 11:51. Încă nicio captură, nici la mine, nici la Uță. Pe la vreo 8:30 am băgat betele în baltă. Am băgat două plantate. După aia la vreo 20 de minute încă două plantate. La vreo 9:10, 9:15 m-am băgat cu feeder-ul. Hai să vă arătăm ce băgăm aici. Ce față dăm pe scara. Încerc niște pop-up-uri, căpșună și usturoi. Un turbo pop-up, ceva mai select așa, secret, așa arată, și un pop-up dumbbells de usturoi 6 mm, ceva simpluț la feeder. Am primele două din partea alta, este pentru prima oară când dau pe plumb pierdut sau plumb culisant, nebunia aia de, vine așa gen țuguiat, foarte greu, are 100, cred că 120 sau 125 de grame, cred că 130 de fapt. Și pe stânga dau cu boilist critic echilibrat de squid și octopus, așa ceva. Și pe dreapta dau cu critic echilibrat de porumb, așa ceva. Asta face și un nor. Asta îmi place de el, că face nor. Deci stânga-dreapta. Le-am dat la 8:20, 8:40, cam așa. Le-am scos acum la 11:30, le-am plantat iar. În cuvă am băgat niște boile solubile de usturoi, 20 de mm solubile. În cuvă cu puțin porumb și a doua oară am băgat niște boile de prună, prună și piper, cred. Și tot la fel cu usturoi. Așteptăm, încă nu s-a prins nimica. Piciuță, mai am aici
În dreapta mea, la vreo 3 standuri peste, mai am două mașini de băieți care n-au prins nici nimica. În stânga mea, aici, la tot la fel, 2-3 standuri, sunt niște băieți care... Unul de la undiță a luat vreo 3-5 cărășei, cam așa. Iar băiatul celălalt cu mașina a luat un crab la vreo 2,5 kg, zice el. Cam așa, s-a bucurat foarte tare. Sper să ne bucurăm și noi. Ne așteaptă un drum lung, un lung drumul. Un drumul lungul. Până la 6 dimineață mâine avem drumul lungul. Asta e update-ul 1. Revenim cu update-ul 2, așa o să vreau să fac vlogul ăsta. Update-ul 1, update 2, captură 1, captură 4, 7... A, nu v-am zis de nada. Nu v-am zis de nada de la feeder. Până acum am încercat ceva de la Dynamite, oricum, de la Dynamite. Așa arată și miroase... Miroase foarte dulce, zici că e... biscuite, așa. Și urmează să dăm acum, la asta mai prins eu, 2,20 green. Așa arată. Vedem cu update după ce îl băgăm pe ăsta. L-am lăsat la să tragă apă, l-am lăsat să tragă apă. Mamă, dar s-a mișcat mie, bă, de astea. Prima captura zilei. Fărășel. M-am schimbat pe 2,20 ăla. Am nădit așa, cred că vreo 4 coșulețe și cu aia și cu aia. Am băgat câțiva viermuși. Și acum a venit un cărășel. Să sperăm că avem pești pe bat și să meargă. Revenim cu update. Ia fiți atenți. Nebunie ce încearcă fratele aici. Una bucată. Feeder. Și o încearcă fratele cu ce? Cu usturoi, tată. Usturoi, usturoi. De unde? Dacă ești pe baltă aici la Bodeni, nu trebuie să te uiți la administrator să vezi. Am văzut clipul ăla, domnul administrator, dacă mă vedeți. Și vă fur ideea. Dacă prind și pește, revin la clipul dumneavoastră și vă dau comentariu. Dacă nu prind pește, nu sunteți dator cu un pește. Ce pește vreți voi? Așa, măi, tată, măi. Bă, da, mi le-am cârligat. Era un trealea și n-am mai folosit minciogul. Domnul administrator de la Poteni, vă sunt dator cu un comentariu. Băi, asta e dublă... Măi! What? Dublă premieră, mâncați aici gurița ta. S-a gățat, mă. Hai, bagă-te pe el. Bam, 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 bam. Dacă vă zic la ce e prins ăsta, închideți clipul și vă zic eu, mă lăsați de pește. Acest caras este prins la măr. Măr real, gen bucățică de măr tăiată de fratele vostru, pusă în ac pe post de boiles pop-up și aruncată. Păi dacă am mers cu usturoi, ce facem? Mă, ce frumos e. V-am zis că am luat carasul ăla, nu m-ați crezut. Hai să vă zic că fratele, care e duma, care e șpila. Mărul chiar e măr și așa arată. Ăsta e tăiat. Da? Să vede aici pe el cum l-am făcut din el. Și rețeta, cum să, o e ciordită direct pe cea mai mare banghială, tot de la administrator. Dădeai și el acolo și l-am văzut, zic, băi, da, la ce dai? Și păi, amăr. Ia, mă, Cristi, zice, uite, domne. Și avea două mere lângă el, un feeder. Și băi, ce naiba, mă? Ia dă-mi și mie un măr. Și ați văzut ce a făcut fratele vostru cu mărul? Bine, nu m-am luat la apă Godzilla acum, că nu trebuie să iei Godzilla, dar ai activitate, vrei scaraz? Ia uite. Și acum, următoarea, tată. Că dacă merge, de ce să nu? Manul meu a avut de treabă. Așa că m-am descurcat singur el. Încă un. Așa. Caras, tată. Caras frumos.
Mamă, dar ce-i mușcat așa, periculosule? De ce-i mușcat-o așa tare? Încă un caras? Hai să facem un update. Câte ceasul, Manu? 4 fără 10. 4 fără 10. Suntem la 24 de ore, cum știți bine. Ținta inițială e crapul. Deocamdată îl atac cu niște bombardamente de-astea mai grele, cum v-am zis, adică niște critic concentrat de la, cum îmi place mie să zic, nebunie, citit concentrat, de 12-14, pe alea două din stânga, cu plumb pierdut, cu navă modelul am dat nadă pe lângă, și alealte două care sunt date pe directă, cu pop-up de 8 și 10 usturoi. Încă nu, avem câteva țacuri date așa, dar trăsături nefinalizate. Bun, la ora 4 avem undeva la 7 carași, 2 normali, adică la pop-up-urile noastre și ce trebuia. Și deja, nu știu, să zic jumătate de oră, 5 carași, rapid, la măr și usturoi. Bă, vă recomand să faceți treaba asta, bine, cel puțin vă recomand aici pe balta asta. În alte bălți, cine știe ce le dă aia să mănânce. Și acum, să vă zic de crap. Crapul e ținta mea astăzi. Deci, pe seară o să stăm până undeva la vreo 6, să zic, maxim 7, ca să nici să nu se întunece, să apuc să le poziționez ca lumea cu navă modelul. O să scad un pic din mărimea boilesurilor și o să vin cu două mări mai jos. Adică o să vin cu un maxim 12, 10, 8 și 6 o să merg. Și dacă nici așa nu merge, o să încerc de două ore, adică undeva până la vreo 12, 1, 2 noaptea. Și după două noaptea o să mai scad un pic, să vedem, le aducem pe tot la un nivel, dar până atunci trebuie să intre crapul. Vin cu următorul update sau următoarea captură. Opa, așa, opa, așa. Sunt urăs cu coasa mea, cărășelul meu, tu vino cu a. Manuie? A, deci mi-a fost și un carasul ăsta, tata. Ușor pe urmă, ăla. Hai. Opa, opa, Penelopa. Mulțumesc. Ești cel mai bun ajutător. Încă una bucată. Caras. Ce talent sunt, bă. L-am simțit. Ce să mai, bă, băiatule? Hai, bă, carasul ăsta, tata, vine la mine. Hai, Manu, ia-l tău ăsta. Nu-mi lua toate bălările alea, mă. Așa. Hai, conacu, dă-i cu capul. Haide, mă, că prea mai stăteam așa. Am stat vreo 5 minuțele și mă gândeam să mai prind un pește, așa. Dă-mi și mie miciogul ăsta. Ia, ia, lasă-mă, mă, că fii atent ce pescar. Lasă-l jos. Simplu și ușor. Caras prins la măr. A, măi, ce să mai mă dat. Bun, băieți, ceasul este 6. Cum ați văzut mai devreme, am scos un carat frumos. Frumos, nu frumușel. Dar am căzut așa într-o mini-depresie de-asta de aștept să mă îmbăt, cum zicea mama mea, să mă îmbăt să-l bat pe tactumar. La update următor, dacă nu sunt cu crapul în brațe, cred că dau cu capul în cameră și vă arăt vârful nasului păreat. Și crap, încă nimica, ora 6, ne pregătim să începem varianta de seară acum, să le scot pe toate, să le replantez și mai fac un pat de nad așa pentru seară, să fie treaba bună acolo. Revenim la următorul update, boys. Alea 4 lansate, am băgat un feeder pe, bine, în loc de montura de metod feeder, am băgat un forfac simplu cu viermuși de oaci și văd că începe să tragă de el și le-am zis la băieți, dacă nu intra
Deci am făcut 12 ore de când a intrat crapul. La alea 4 lansate, de 3 ore le-am schimbat. Da? La 4 ore. Dacă nu intra crapul la astea, îmi ziceți mie conacul. A venit seara. Soarele nu mai e, mai e un pic acolo, gen mică buclă. M-am ce nasul ușoam și m-am bronzat. O să vă arătăm cortul, unde o să dormim în seara asta, unde, mă rog, o să dormim, unde o să ne odihnim, așteptăm peștele, unde o să stăm la pândă, o să avem manu acolo. Sunt alături de fratele meu, Uță. Uțane, mamă, ce porți, Uțane. Ce zici, mă, Uțane, cum e, cum a fost primele 12 ore, 13, da? Bă, cald, frumos, soare, ne-am făcut sexy până sucuri. Tu nu? M-am dat cu cremă. Mm-hmm. Ai scăpat unul mai devreme? Mm-hmm. Mare? Am pe la 3-4 kg. 3-4 kg? Eu așa zic. Bă, băiatule. Hai să le arătăm la băieți și după aia le arătăm și pe Manu. Hai să le arătăm la băieți unde, unde s-o dormim în seara asta, bine? Ăsta e? Uții. Nu, cortul, mă, prostule. Ba. Ba. Așa arată. Mamă, ce pați ai făcut să mă arăt, tata. Zici că ești la tine acasă, frate. Ce ai, mă, acolo? Ce e aici? Ia, ce ai aici? Hai să vedem ce e aici. Ah. Inspecția cortului, da? Patul Uții. Ce e asta, mă? GoPro. GoPro-ul. Și ăsta ce e? Dedesubt. Ghiozdan. Și asta? Sac de dormit pentru Manu, să stai și el pe undeva. S-a tot dormit, am crezut că e pernă. Să mor tu că ți-ai luat pernă. Bă, bă, și asta? Una? Una. Așa arată cortul nostru, băieții. Aici mai sunt chestii de la am avut noi. Urmează să bag și eu șezlongul, care este ăla, e plin cu chestii. Și cred că o să-i anunț pe băieți că mă cam doare burtica. Urmează o seară cu bombe. Am avut o trăsătură agresivă. Încă o avem. Ai luat? Crapu? Nu. No. Carasu? Ești caras, nu. Am scăpat. Dar de ce m-am drobit eu? L-a spus corect, da? Prost. Ne-am speriat, bă. Da, ne-a luat prin surprindere, wow. Când spune. O lansare corectă, cum să rupe un forfac, vă zic 100%. Ia mă aia de acolo. Armala. O lăsăm să ajungă jos. Și uitați-o cum vine feeder-ul ăsta direct. Auto-l gustă. Salut, băieți, eu sunt Copacu. Manu Medeca. Și Uții. Și noi suntem echipa. Vă dăm lumină. A prins mânul reflectorul. Ne-am echipat și noi, băieții. Jur de seară. Da, mă, noi avem roșu, uite, eu am albastru. El are roșu. Și tu ai direct fază lungă. Ascultă, băi, dacă toți suntem aici. A tras la un feeder de ăsta și au început să tragă pe rând stânga și dreapta de plantat. De la plantate. A tras din o dată tare frumos și atât. Da, sperăm să fie ok. Ne-am echipat și așteptăm seara. Îi dăm și noi reprize așa pentru că tocmai ne-a lăsat o baterie și ultima baterie pe care o am, care nu știu dacă e 3 sferturi încărcată, e în cameră și măcar să apucăm să facem și noi încheierea, să ne vedeți pe vlog. Băieți, uite-l pe frumos ăsta, mă. Este 10 fără 20, Crăpșcanu a venit. Să pup pe tata de frumos pe el. Frumos, în buza de jos, la mijloc, viermuș. E ok. A intrat bucata aia blanau. Era și cazul, băi. Deci 3 stropi de ploaie. Ne-au făcut să ne ducem, stați așa puțin,
Să strângem tot? La prun pierdut, tată, uite-l. Și ați și scăpat aici? Și lasă răceia de... Și ce ți-am zis eu? La ce... Dacă intră blan? Asta e bucățica. Uai, stai, tată. Stai, bă, tăticule, bă. Stai, bă, tăticule, bă. Băieți, ăsta a intrat acum la... Ce oră e? Cred că 11. Imediat 11 și 20. 11 și 20. Plumb pierdut. Asta e domnul Crăpălău. Avem și noi record nou pentru conacul. Bă, nu mai știu cât am pe ăla. 3,450 kg, nu? 3,500 kg. Nu, e mă record. Dar batem o seara asta, acolo mergem. Fără de lată, exact acolo unde ești. Cât e, mă? 3,700. Și acum 80. Când trăim gălea ta separat. Vă salută frații schimoșii. Ne-am făcut... Ce să mai, ne-am făcut direct... Avem bec. Fiți atenți aici. Lumina stinsă, da? Totul stins. Avem bec. În cameră, în cort. Suntem în cort, a început puțin să plouă. Câte ceas, mă? Lasă cât 12 fără 10. 12 fără 10. A venit crăpanul la vreo 3,300-3,500 kg. Încă un crăpan micus pe la vreo 1,500-2 kg maxim. Cărășei. Ploaie, puțin sperietură. Manu e pe jos. Uță e pe sus. Eu sunt în aer, în pom. Ca experiență e super tare, dar e creepy așa să-mi bag pula. Puțin. Nu? Vine unul, dacă pune unul un topor, cort. Dacă pune unul topor pe cortul ăsta, ne-am dus pe și apucăm să-i... Am făcut așa. Hai, nu mai faci așa, că mă duc. Noi nici n-apucăm să ieșim din el, ne văd. Legat de pescuit, că la pescuit suntem, dar pe noi ne interesează mai mult... Supraviețuirea. Și experiența, boys. Am scos cortul rapid după ce a pornit ploaia, ne-am dat seama că uite-l pe ăsta cum stă, zici că e mort. Uitați-vă la Manu. Am scos rapid cortul 300 lei și l-am dat cumva, l-am rotit la vreo 45 de grade, că noi ne uitam cu cortul practic spre lac. Spre lac. Pe gârlă, da. Spre baltă. Am zis, bă, să ne uităm direct că avem un geam de termopan direct, e ușă de glisantă la cort. Zic să ne uităm dacă s-a prins senzorii și l-am pus și pe Uță. Zic, Uță, dar scoate și tu un pic mai pe mal, că se fac în toate culorile dacă a prins la tine. Și oricum, suntem pe sisteme de auto-înțepare, adică dacă a tras peștele și trage agresiv de el, oricum s-a auto-înțeapă, dar să știm și noi, să ieșim să ne trezim direct cu din 4 lanțete, să rămânem cu 2. The next day. Bă, băieți, neața, este ora 7. Și ne tot în cort. Ne-a luat somnul pe toți, aseara a fost o ploaie, mamă, dacă nu aveam cortul ăsta, bine ciocam. Am stat practic puțin peste, dar n-am pescuit, pur și simplu am dormit. Urmează să strângem cât de repede putem, mamă, o să mă ia rău, muci. Strângem repede cât de repede putem și ne pregătim să plecăm și o să facem ending-ul ăsta de acasă. Vă arăt în cap când ești. Ne luăm inima în dinți. Uitați cum e afară. Ia stă. Vă vedeți pe cameră? Oricum să-și aude. Era de la partea de la seară. Plânge cortul repede, genul din cort. De astăzi, în fața tuturor oamenilor, eu îți dau porecla ta. Da? Ce Manu mele, capa, ce Emanuel. Dobrin. Dobrin. Vrei să știi și de ce, că ți-am mai zis 50 de ori. Că ai două viteze, încet și foarte încet. Ești anesteziat. Nu știu pe ce lume trăiești, Manule. Pe ce lume ești, Manule? Pe ce planetă suntem acum? Pe pământ, aia zic.
Nu vreau, eu vreau pe planeta mea. Băieți, mamă. Am strâns și noi sculele cum am putut. Mamă, bine că ne-a ieșit cordul ăla în cava și gura voastră. Am scos, am strâns și noi sculele cum am putut. Deci, recap scurt așa. Pe la vreo două am adormit și ne-am trezit și noi. Pe la vreo șapte am venit, nu? Așa. Nu s-a mai trezit nimeni, că a început ploaia foarte tare și vânt puternic seara. Am stat și noi în cort, bețele în baltă băgate. Și a venit la Vasile să ne zică că haideți. Te cred, haideți, dar apară plouă torențial, măcar să ieși curută. Eu nu stau de dragă în cortul ăsta. Poate prind ceva la mudiță, că sau la lanțetă. Lanțetele erau făcute, uite așa. Așteptăm să ajungem acasă, că am băgat fără huse, fără nimic, care cum am apucat, am băgat și noi în mașină. Să ajungem și noi acasă și să dăm, să descărcăm mașina, să sortăm și noi sculele și să vă arătăm capturile de acasă. Dar nu uitați până atunci să ne urmăriți și noi pe, să ne urmăriți pe Instagram. Așa e cât de bun loc. Ne-ai putut să scoți afară. Face caca și bișunca. Să strângem. Auzi aici. Sculili. Uțanu, Dobrin. Nu mai zici așa. Ce faci, mă, Dobrin? Să te iei cu asta mai devreme în mână, nu știi pe unde să o pui. Spune la băieți. Păi ce-a? Alunecă, mă, domnule, dar cu mici puțin. Bă, du-te, bă, de aici. Uitați-vă. Cavași bravos. Te scure. Proba cântarului la copacul. Sper total, mă, frate, că suntem o familie și... Zia. Hai da. Bun. Ziuță și mie. Nu văd. 9,200 9,200 cu crapul ăla de nu știu cât. Bă, îmi pare rău că nu fac ending-ul ăsta după baltă, e și camera puțin strâmbă. Cum v-ați zis, Ram? Bă, a fost blan. O experiență de neuitat. Mă rog, mai aveți cu cort? Mai mergem cu cortul. Băi, vă mulțumim că ne-ați urmărit, sper că v-a plăcut clipul nostru. Mai face, dacă vreți să facem acolo 48 de ore, să ne scrieți în comentarii. Hai facem și noi aici o sumă modică de lichene. Rupeți butonul de like, că nu vă cer deocamdată. Și ne vedem pe Instagram la Conac Oficial, Ion Silvian și Manu Pumul Capa. Dobrin. Da, ce să mai. Băi, vă mulțumim, vă pupăm și ne vedem cu bine la următorul clip. Ciao. Salut.